prieteni, la cerințele voastre am decis să fac acest video în care să vorbesc despre rutina mea zilnică. Viața mea s-a schimbat foarte mult acum, ultimele câteva luni, pentru că în ea a apărut acest micuț omuleț. Și da, deși ne aduce atât de multă bucurie și este atât de frumos să petrec în fiecare zi cu ea, programul meu și orarul meu s-a schimbat foarte mult și este un pic mai complicat chiar să mă ocup de acest canal. Totuși am decis să fac acest video în care să împărtășesc cu voi cam cum arată o zi din viața mea, ce fac eu de mâncare, cum mă ocup de fetița mea, cam ce fac prin casă și multe alte detalii. Deci dacă ești interesat, privește în continuare video. În primul rând, în fiecare dimineață, atunci când mă trezesc, primul lucru pe care mă strădui întotdeauna să-l fac este să-mi fac patul. Și știți ceva? Există o carte care spune cât este de important să dezvolți în rutina ta zilnică anume acest lucru de a-ți face patul. În carte ce el spune că poți schimba lumea, poți schimba gândirea altor oameni, poți schimba și influența ceilalți oameni fiind un om organizat și începând prin simplul lucru de a-ți face patul. Deci asta mă străduiesc să fac în fiecare dimineață. De obicei mă trezesc la ora 8:30-9 dimineață. I wake up around 8-9 o'clock, depending on when my baby wakes me up. În dependență de cât de vreme mă trezește fetița noastră. Dacă am avut o noapte liniștită și reușesc să mă trezesc înainte ei, îmi place să citesc o carte, îmi place să mă duc să mai lucrez la calculator, să editez niște videouri, să răspund la e-mail-uri și multe alte detalii. Iar când ea se trezește, mă străduiesc să petrec cât de mult timp pot cu ea, pentru că chiar îmi doresc să investesc timpul meu în relația mea cu ea. Vreau să o învăț cât pot de mult, vreau să îi arăt cât de mult o iubesc și vreau să mă străduiesc să fac tot ce pot ca ea să devină o persoană cu un caracter frumos. Când eram însărcinată, îmi imaginam cum o să petrec timpul în bucătărie cu fetița mea, cum o să explic tot ce fac, o să gătim împreună și o să ne distrăm făcând mâncare. Și iată, visul meu a devenit realitate. De obicei, dimineața, pregătesc micul dejun, breakfast, micul dejun. Am făcut pancakes. În limba engleză se numesc pancakes. În traducerea română se numesc clătite, dar nu sunt clătitele așa cum le facem noi în România. Sunt un pic diferite. Pentru breakfast îmi place să pregătesc o omletă cu legume sau sandvișuri sau, de exemplu, astăzi, pentru că a rămas o felie de pizza de ieri, o să o folosim la breakfast. Mâncarea care rămâne din mesele precedente se numește în limba engleză leftovers. Leftovers. Adică ceva ce a rămas de ieri. De exemplu, ieri seara am mâncat pizza și iată a rămas această felie și o voi folosi la breakfast. When breakfast is ready, I call my husband. Când micul dejun este gata, chem pe soțul meu la masă. Avem obiceiul să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care o avem, pentru că e cu adevărat o binecuvântare.
luând în considerație câți oameni în lume nu au ce pune pe masă, iar noi avem atâtea bunătățuri, este o adevărată binecuvântare. Dacă reușim, mâncăm împreună. Dar, de exemplu, astăzi, Amy a dat semne că e foarte obosită și nu am reușit să mâncăm toți împreună, așa că ea a trebuit să merg să pun la culcare pe Amy. I put her to sleep. Am pus-o la culcare. Then I can finish my breakfast. Numai atunci pot să mă cobor jos și să mănânc micul dejun. I like to drink my coffee not on an empty stomach. Îmi place să-mi beau cafea, dar nu pe stomacul gol, așa că după ce termin micul dejun, îl rog pe soțul meu să facă o cană de cafea. I usually ask my husband to make me one cup of coffee after breakfast. Și da, acum înțeleg toate mamele care zic că își beau cafeaua rece. Exact același lucru este și la mine. Cât fetița doarme, mă apuc de curățenie. Spăl vasele, fac curățenie la bucătărie, mai strâng prin casă. Și haideți să spălăm vasele împreună. Let's wash the dishes. To wash the dishes. Oh, să încercăm asta. Oh, a lucrat. Bine, hai să mai încercăm o dată. Vai, perfect. După ce am terminat cu curățenie, încep să pregătesc prânzul. Prepare the lunch. Prepare the lunch. Azi am decis să fac o supă de legume. Veggie soup. It's called veggie soup. Și iată, în timp ce pregăteam prânzul, s-a trezit fetița noastră. Din nou mă strădui să petrec cât de mult timp pot cu ea, să-i explic ce fac, să-i citesc cărți, să mă joc cu jucăriile, să-i cânt și multe, multe alte lucruri prin care pot să investesc în personalitatea ei. She is my helper. Ea este ajutorul meu. The soup is ready. Supa este gata. This is a bagel. Bagel. I like to cut it in half. Îmi place să-l tai în jumătate și să îl pun în prăjitor. And toast it. It's a cheese bagel. You can notice it's a cheese bagel. Cheese. And because my husband is not home, I'll eat the soup by myself. Pentru că soțul meu nu e acasă, voi mânca supa singură. Bineînțeles, nu singură. With my baby. După amiază, când mai am timp liber, când fetița mai trage un pui de somn, mă așez, filmez videouri, mai editez videouri pe care urmează să le postez. In the evening, I like to spend quality time with my family. Spre seară, îmi place să petrec timp de calitate cu familia mea, să citim împreună, să cântăm împreună, să ne jucăm împreună și să învățăm lucruri noi împreună. Deci, cam așa arată o zi din viața mea, de exemplu ziua de luni. Bineînțeles, fiecare zi e puțin diferită. Marțea îmi place să merg, să fac cumpărăturile.
să cumpăr produse alimentare, buy groceries, adică cumpăr produse alimentare. Miercurea și vinerea fac de obicei, I do laundry, spăl rufele. În fiecare zi e puțin mai diferit, dar am vrut să împărtășesc cu voi așa, cum arată o zi de luni. În continuare voi face un video în care voi arăta ce cumpăr eu în timpul săptămânii, câți bani cheltui pentru mâncare și multe alte detalii din viața mea. Și totodată învățăm limba engleză. Deci dacă nu ești abonat pe acest canal, nu uita să o faci și ne vedem în videourile următoare. La revedere!